reciclărilor, haideți toți cu micul mare, eu aduc televizoare. Dacă nu găsiți nimic, mai puteți căuta un pic, că o să găsiți, vă spun, și gunoiul este bun. Noi încercăm să convingem oamenii să recicleze pentru a trăi într-un mediu mai sănătos și mai bun. Noi încercăm să le arătăm oamenilor cât este de bine să reciclăm, colectăm obiectele stricate. Este foarte important pentru comunitate să trăim într-un mediu cât mai curat. Elevii să știe că și în timpul liber au responsabilități, să știe să-și coordoneze și joaca, dar și responsabilitatea. Și considerăm că este de bun augur pentru mediu, pentru școală, pentru copii și pentru viitorul nostru al tuturor. Recicleze și colectează planeta să salvăm. Începem pentru a doua oară în programul Patrulei de Reciclare de Sarmiță și Tuza. M-am înscris în proiect din respect pentru mediul înconjurător. Am convins vecinii să mă ajute să strâng aparate electrice defecte. Împreună am încercat să conștientizăm populația că este foarte greu să convingi pe cineva să-ți dea un televizor sau un frigider fără să-i dai ceva în schimb. Am făcut steguletele. Am făcut mărțișoarele. Așa. Patrula de reciclare prin oraș voios pornim. Vrem să știe fiecare natura s-o ocrotim. Mergem și le spunem și celorlalți că trebuie să reciclăm, copilașii spun acasă, la prieteni, la vecini și la toți ceilalți care sunt interesați să salveze natura și să recicleze. Deși a suferit destul de multe schimbări, de la o poveste tragică de cancer la baterii și a trecut prin operații care își văd defectul și de asemenea multe distrugeri, încă mai încercăm să lucrăm la ea. Vreau să prezint această planșă, cum trebuie să reciclați. Prin acțiunile noastre ce le facem, prin reciclarea de deșeuri și echipamente electrice și electronice, încercăm ca să nu mai folosim resursele planetei noastre atât de mult și încercăm pe cât posibil să revenim la ce am fost odată planeta noastră. Noi fără pământ este el fără noi! Acesta de aici este de risica nostru. Acesta este din a doua. Și mai sunt alții. Și acestea sunt fetele. Un gest mic pentru o fată mare! Noi împărțim multe fluturașe lumii ca să știe cine suntem noi și ce dorim să facem. Am pus și la magazine, am mai făcut un din materiale, unele creații, și afișe. Am întemeiat un colț al reciclării unde îi îndemnăm pe oameni să vină să ne aducă DE-uri, baterii, becuri. Permanent păstrăm legătura cu membrii comunității pentru a îndemna să aducă astfel de aparaturi. Am desfășurat o campanie de promovare a patrulei noastre de reciclare. Copiii au împărțit prin comună o serie de fluturași și de asemenea am afișat anumite afișe specifice patrulei prin care îi anunțăm pe oameni că pot să vină oricând în intervalul 9-12 în incinta școlii pentru a aduce orice DE-uri, becuri sau neoane. A hula de gyűjtés azért fontos,
hogy védjük a környezetet és a földet. A hulladékgyűjtés azért fontos, hogy tudjuk védeni a környezetet, és hogy ne halljanak ki a fák és a bokrok. Az újrahasznosítás járőrei projekt számunkra egy nagy lehetőség, egy ilyen kis intézmény részt vehet egy nagy nemzetközi tevékenységben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a környezeti nevelést, a környezettudatos magatartásmódot már kiskorban elkezdjük alakítani, nevelni a gyerekeket arra, hogy vigyázzanak a természetre, óvják környezetüket, és örülünk, hogy részt vehetünk a projektben. Să motoul școlii este Tu alegi viitorul. Noi am reușit să recrutăm mulți oameni care s-au hotărât să adune aceste lucruri, DEE-uri, adică deșeuri electronice. Vrem să salvăm planeta cu ajutorul oamenilor și strângem lucruri pe care nu le putem folosi și reciclăm. Ne-am distrat foarte mult, am reușit să colectăm oameni în jurul nostru, să explorăm lumea, să facem rost de prieteni noi și să curățăm orașul. Ca profesor de geografie țin foarte mult ca să intrăm în astfel de concursuri. Sunt foarte utile pentru copii, pentru a crea grupuri care lucrează împreună. Această mascotă se numește Rorecel. Am creat-o cu ajutorul niște flacoane, carton, niște păr. Sunt în patrulă de reciclare deoarece îmi place foarte mult să ajut mediul înconjurător și îmi place foarte mult să interacționez cu oamenii. Îmi place să ajut mediul înconjurător, mă înțeleg bine cu oamenii, le pot explica de ce este bine să colectăm deșeurile selectiv. Eu văd pământul mai curat și mai frumos. Patrula școlii noastre a pornit cu o motivație puternică pe acest drum, cu implicare, cu perseverență, conștiinciozitate și multă, multă dăruire, știind că acest lucru nu le va folosi doar lor ca și copiii, ci întregului mediu înconjurător, întregii comunități și, de ce nu, întregii naturi. Cele baterii și becurile în pe rând s-au defectat. Pe toate le-am reciclat, așa protejez eu pământul, apa, aerul și vântul. Când aparatul s-a sticat, eu îl dau la reciclat. Nu-l arunc prin degunoaie, că e sursă de poluare. Am pictat o brioșă pe un bec. Nu e brioșă. Adică... ciupercă. Am pictat o ciupercă din bec. Suntem o patrulă de preșcolari, grupă mijlocie, și avem denumirea de Spiridușii, numele grupei noastre. Am intrat în această patrulă și în acest proiect din curiozitate. Am vrut să vedem dacă și noi, preșcolarii, reușim să facem ce au făcut cei mari. És szólt mindenki, hogyha van náluk, jártunk a nagymikesben is, és vittünk egy nagy plakátot, ott bemutattunk, nekik is egy csomó dolgot felolvastunk, nekik hasznos dolgokat, és hogy segítsenek nekünk ebben az újrahasznosítási dologban. Ezt
Ezt úgy neveztük el, hogy elektronikus konzol. Azért, mert elektronikus, és még azért, mert még játszani is lehetett benne, és a gyerekeknek sok örömet hozott. És biztos sok gyereknek van ilyen játékja. Stim foarte bine că avem foarte multe stricăciuni acasă, foarte multe lucruri care le aruncăm așa în apă, da? Și ne-am gândit cu ajutorul acestui proiect să fie la un loc strânse. Reciclarea nu e joacă de copii. Fii și tu suporter al patrulei de reciclare. Implică-te! Sună gratuit la 0800 444 800 și află ce simplu este!